Să vedem plăcințica. Salutare! Eu sunt Fede și bine ai revenit pe canalul meu. Dacă ești nou pe acest canal, știi ce ai de făcut? Apasă butonul de subscribe. Sigur nu o să-ți pară rău. Dacă ești vechi, rămâi aproape pentru că știi cum să treacă. Astăzi mi-e poftă de ceva crocant și de pește, așa că m-am gândit să îngropesc cu o mică plăcintă. Așa că haideți să vedem ce am găsit prin frigider și cu ce anume vom găti astăzi. Aici am stocul de pește, dacă țineți minte din videoul anterior cu păstrăvul, pe care l-am congelat și normal că nu l-am aruncat. Și din el vom face astăzi sos. Aveți linkul în descriere dacă doriți să vedeți cum am făcut stocul. După cum am spus, cu el vom face sosul. Pentru sos vom mai avea nevoie de o lingură de muștar, de Dijon cu tot cu boabe, un cup de unt, sau chiar două, vom vedea, o lingură două de făină și puțin parmezan la final când vom termina sosul. O legătură de pătrunjel. Cred că aici am aproximativ jumătate de litru de stoc de pește. Aproximativ. Iar pentru plăcintă în sine, vom avea nevoie de o ceapă mare, două roșii micuțe, somon fume, nu foarte mult pentru că are foarte mult gust și nu dorim ca plăcinta noastră să fie foarte afumată, mozzarella uscată și aluatul care este în frigider și pe care îl voi scoate atunci când va fi totul aproape gata. Pentru că nu vreau să se încălzească și să se lase. Rămâneți până la final, pentru că mai sunt câteva ingrediente pe care nu le-am prezentat și pe care vă voi lăsa să le descoperiți. Așa că, dacă sunteți curioși, stați cu mine. Pentru început, ne vom apuca de ceapă. Vom toca aproape mărunt ceapă, nu foarte mărunt. Pentru că nu avem de ce să o tocăm foarte mărunt. Pentru că se va găti de două ori. Și când o vom trage la tigaie și când se va coace plăcinta. Vom tăia și roșiile. Nu știu dacă am precizat, dar vom pune doar pulpa, fără semințe. Acum vom mărunți puțin și somonul. Și dacă sunteți curioși și aveți întrebări, puteți să mi le adresați în comentarii. Ne dorim ca plăcinta noastră să fie mai uscată, pentru că din această cauză îi vom face sos, dar nu foarte uscată. După ce am tocat toată nebunia, vom da drumul la o tigaie, puțin ulei de măsline și lăsăm să se încingă și vom pune legumele. O să călim puțin ceapa. Apoi somonul, roșiile și mozzarella la final. Sare, piper, normal. Dar nu foarte multă sare, pentru că somonul este deja sărat. Acum o să punem și somonul. Că îmi place să mă joc, un praf de scoțișor. Acum și roșiile. După cum v-am spus, îmi place să fac mizerie. Le-am călit pe toate. Acum o să le las foarte puțin timp să se răcească puțin. Și apoi voi pune mozzarella uscată. Acum, ca să fim siguri că nu avem foarte multă umezeală în testul nostru, o să punem pe fimituri de pâine răzită. Humusul meu a luat, pe care l-am zis la începutul rețetei, vede cât este de frumos. Am spus, trebuie lăsat la rece, pentru că altfel se topește untul din nou. Este aluat clasic de plăcintă, doar că m-am jucat puțin și l-am făcut spre foietaj. Am pus unt și l-am împăturit.
Bănuiesc că știi. Dacă doriți să vedeți cum l-am făcut, spuneți-mi în comentarii și desigur că o să facem și un video despre aluat. Iar acum, după cum v-am spus, urmează mici surprize sau ingrediente nespuse. După cum vedeți, nu este vreo formă anume. Puteți face și voi acasă, tocmai, de asta vreau să vă arăt. Pentru că puteți face în orice, dacă este din porțelan. Doar că trebuie să aveți grijă să nu fie din acela casă în care se sparge. Mai bine îl verificați o dată înainte. Adică îl puneți la cuptor și îl lăsați 10, 15, 20 de minute. Dacă nu se sparge, este ok. Am testat înainte. Deci nu ne trebuie forme speciale, nebunii. Putem face și cu ce avem prin casă. O să ungem pânuța noastră cu unt. Acum o să tai o bucată din aluat. Și o să vă arăt cât de simplu este. După ce l-a spus cât de bine puteți, acum o să punem mozzarella uscată. Și împlăciți. Este aluat. Acum o să încercăm de marginile, mai bine. Acum vom face o mică în mijloc. Pentru ca plăcinta noastră să respire, să nu pugnească. Acum la final o să batem un galbenuș de ou cu smântână lichidă. Și acum ungem plăcințica noastră și pe deasupra semințe de mac. Și la cuptor la 160-170 de grade, cel puțin 95 de minute, 30 de minute. Acum vom continua cu sosul. Vom pune un cup de unt. Când untul s-a topit, vom pune o lingură jumătate de făină și amestecăm. Acum vom pune stocul de pește puțin cât de pisnit. Când sosul s-a legat, o să punem și muștarul. Care este cu hrean și hreanul merge bine cu pește. Asta dacă vă place. Sosul e aproape gata. Acum o să-i punem și puțină nucșoară. Amestecăm. Puțină sare, puțin piper. După ce am oprit focul, o să-i pun puțin parmezan. Pe preferința de-a mea, dacă nu doriți cu parmezan, nu puneți. Acum voi mărunți și pătrunjelul. Pătrunjelul îl voi pune în sus. Și e gata. Plăcințelele mele s-au copt, o să le las să se odihnească puțin, pentru că dacă le scot acum din formă s-ar putea să se lase, așa că o să le las să se răcească puțin și apoi vom vedea rezultatul final. Plăcințele făcute în cană. Așa că acum hai să montăm. Am făcut sosul mai gros cu un motiv. Să vedem plăcințica. Cum se vede. Sosulețul nostru, pe care l-am pus și pentru că vreau, mă joc. Nu ne trebuie foarte multe lucruri complicate să ne jucăm în bucătărie. Acum hai să ne batem joc de frumusețea asta. Nici nu știu cum să încep să o tai. Încă nu m-am hotărât, dar nu cred să-mi place. Să nu trebuie să mănânc toată asta, mai am și în cuptor. O să vă spun data viitoare dacă mi-a plăcut sau nu. Cred că nu.
Aceasta a fost rețeta mea. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi dai un mare like, subscribe și share. Așa că, pa!